Moarte cu semne de întrebare la Urhei. Un tânăr de 29 de ani a murit electrocutat. Tragedia s-a produs pe 11 februarie, la ora 11, în satul Bolohan. Un tânăr care a văzut totul a chemat ambulanța și poliția. Din păcate, la sosirea medicilor, victima e deja decedase. Oamenii legii au stabilit că tânărul de 29 de ani ar fi legat o piatră de un cablu de telecomunicații pe care a aruncat-o cu tot cu cablu peste copacii care cresc paralel cu linia de tensiune înaltă. La un moment dat, piatra cu tot cu cablu ar fi căzut peste linia de electricitate. Tânărul ar fi tras de firul de telecomunicații, iar în acel moment s-a electrocutat. În presă au apărut mai multe versiuni ale tragediei. Unele surse scriu că totul s-ar fi întâmplat din cauza unui joc, iar altele scriu că victima ar fi muncitor la o companie care prestează servicii de conectare internet și TV. În momentul tragediei, acesta conecta un cablu de internet. Informația nu a fost confirmată de poliție. Forțele de ordine au pornit un proces penal.